Celebrul fotbalist Gică Popescu este pe cale să devină cel mai important investitor din orașul Comarnic. Fostul capitan al Barcelonei va construi aici 30 de domuri geodezice cu o capacitate de cazare de peste 90 de persoane, ce vor face parte dintr-un complex turistic de 5 stele, funcțional pe tot timpul anului, intitulat Comarnic Glamping Resort. Fenomenul de glamping este destinat turiștilor care doresc să beneficieze de frumusețea naturii, dar și de atmosfera confortabilă din interiorul unui astfel de dom, termenul în sine fiind o combinație între glamour și camping. Resortul va include și un restaurant cu o capacitate de 200 de locuri. Impactul este extraordinar pentru oraș. Orice investiție este binevenită, cu atât mai mult această investiție care are un investitor cu un renume internațional. Pentru noi este extrem de important. Și dacă acest proiect se va realiza, credem că asta va fi motorul pentru a putea dezvolta orașul Comarnic. Astea sunt, de fapt, numai așa cred că se va putea dezvolta Comarnicul. Pe turism, agroturism, mici ferme ale crescătorilor de animale. Nu cred că se mai poate face la Comarnic industrie. Pentru demararea acestei investiții importante, Consiliul Local Comarnic a aprobat deja o hotărâre privind demararea procedurii de întocmire PUZ în vederea dezvoltării unei zone agroturistice în vecinătatea Pășunii Mezdrea.